Bună draga mea, sunt Luna Ala Săptămâna aceasta va fi dominată de un fond emoțional neuneform care va contribui prea puțin la succes. Dacă în viața privată se poate menține oarecum stabilitatea și pacea, atunci toate chestiunile oficiale, precum și cele mai importante aspecte financiare, se vor confrunta în mod constant cu probleme și agitație. Este bine ca în următoarele șapte zile să renunți la întreprinderi de dimensiuni mari și să te concentrezi asupra faptului că, chiar și în ciuda alinierii planetare nefavorabile, ar trebui să meargă bine. Pe 26 februarie, Venus se va afla în bună înțelegere cu nodul lunar sud la 25 de grade în Capricorn. Acum, Venus se află într-o misiune: într-o misiune de a găsi dragostea perfectă. Până acum, inima ta se poate să fi învățat că nu există niciun fel de perfecțiune. Dar călătoria fără sfârșit a încercării de a găsi această perfecțiune, urcarea fără sfârșit spre vârf merită în totalitate timpul, durerea și efortul. Peisajul s-a schimbat, viața nu este ceea ce a fost înainte. Fără a observa, ai devenit o ființă umană mai bună. În prima jumătate a acestei săptămâni, poate crește numărul întâlnirilor. Poate că va fi o dorință de a-ți apăra opinia, de a dovedi propriile tale drepturi. Comunicarea va deveni dinamică. Între timp, dorința de creștere și dezvoltare va fi oarecum dulce. În locul ei, poate veni dorința de a-ți demonstra realizările. Nu încerca să pari mai bine decât ești cu adevărat. Nu căuta obiective pe care nu le poți atinge în mod obiectiv. În mijlocul săptămânii, armonizarea în Uniunile puternice de dragoste se va intensifica, dar dificultățile așteaptă acele cupluri în care partenerii nu au încredere reciprocă. Noile cunoștințe romantice pot avea succes, dar încearcă să nu te grăbești să înfrunți sentimentele cu capul. În a doua jumătate a săptămânii vei putea să prioritizezi, să clarifici multe situații, să te uiți în mod obiectiv la tine și la realizările tale. Este posibil patronajul celor mai influenți oameni, dar numai dacă reacționezi corect la tot ceea ce se întâmplă și cu o mare responsabilitate. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec în această săptămână poți fi capabilă să realizezi o mulțime de planuri. Lasă de o parte lenea și întârzierea, acționează și te poți baza pe un rezultat impresionant. Nu te împreca în aventuri, este un risc prea mare. Astrele, în această săptămână, te sfătuiesc să fii mai atentă atunci când te ocupi de oameni. Nu trebuie să vorbești despre detaliile vieții tale personale cu prietenii sau cu și aleatorii. De asemenea, în această săptămână pot apărea zvonuri care te afectează pe tine sau pe cineva dintre rudele tale. Încearcă să nu te implici în proceduri neplăcute și ignore astfel de informații. Așadar, păstrează-ți liniștea și calmul interior. Începutul săptămânii favorizează practicile spirituale într-un cadru retras. În această perioadă, interesul pentru tot ceea ce este misterios poate crește. Poate că vei începe să citești literatura polițistă sau ezoterică. În cursul săptămânii, bolile cronice ale spatelui și articulațiilor îți pot aminti de tine însăți. Nu ridica greutăți. Pentru a evita conflictele cu partenerii și colegii, după 26 februarie nu fi prea încăpățânată. După ce ai ascultat cuvintele altora, poți rezolva cu siguranță o problemă care te deranjează de mult timp. După 28 februarie vei putea stabili câteva contacte importante. În viitor, acești oameni vor contribui la creșterea profesională. Între 26 și 28 februarie, soarta te poate pune în fața unei alegeri dificile cu privire la a doua jumătate. Te poți simți în rolul unui războinic care se găsește la intersecția unor drumuri magice. Bazează-te inclusiv pe bunul simț și ascultă sfatul unor rude mai mature și mai experimentate. Atunci decizia ta va avea consecințe extrem de pozitive după cum susțin astrele situate în casa a7 pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Săptămâna va fi calmă și măsurată, să-ți îndeplinești cu diligență în datoririle, să nu începi certuri și să nu te amesteci în ele. Ai grijă de propriul program de petrecere a timpului liber și de muncă. În prima jumătate a săptămânii ai putea ajunge la un acord important în parteneriat cu cel iubit sau cu un coleg de lucru. Poate că partenerul de viață îți va ofere o veste bună care va avea un impact pozitiv asupra planurilor voastre comune. Este un moment bun pentru a discuta cu prietenii și prietenele, pentru a vizita cluburi și evenimente de divertisment. Între timp încearcă să fii mai atente la manipularea numerarului. Crește riscul pierderii sau furtului banilor. De asemenea, în mijlocul săptămânii sunt posibile daune materiale și costuri suplimentare asociate cu acestea. De exemplu, un calculator sau un laptop se pot defecta. În weekend este mai bine să nu planifici participarea la anunți și alte evenimente speciale. La începutul săptămânii, evenimentele din trecut pot să îți fie reamintite. S-ar putea să trebuiască să rezolvi probleme vechi și să comunici mult cu oameni care nu sunt simpatici. Rezista la influența emoțiilor, rezolvă metodic problemele de lucru, menținând calmul și concentrarea. Aceasta este cheia pentru rezolvarea rapidă a situației. În această săptămână, în orice situație, mențineți autocontrolul și calmul. Nu contează dacă unele planuri nu se realizează. Este imperativ să reacționezi calm la ceea ce se întâmplă. Ia în considerare o atenție mai mare la verificarea reacției tale. Astfel, obstacolele care stau în calea ta vor dispărea foarte curând, ca și cum ar fi prin magie, după cum susțin astrele situate în casa a treia pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Gemeni, simte-te liberă să îți îndeplinești planurile. Ai absolută dreptate în ceea ce ai de gând să faci, deci părerea celor din jur nu trebuie să îți provoace griji. La urma urmei, ei nu cunosc toate nuanțele călătoriile de afaceri și călătoriile de agrement vor merge bine. Procesul de învățare a noilor cunoștințe va aduce beneficii și plăcere. Cu toate acestea, în această săptămână îți va fi dificil să determini în ce direcție este mai bine să îți concentrezi eforturile, ce obiective trebuie urmărite. S-ar putea să te confrunți cu o nouă circumstanță pentru tine, va trebui să îți reconsideri într-un fel strategia acțiunilor tale și în unele cazuri vei reveni la abordările anterioare. În primul rând, acest lucru se aplică activităților profesionale și relațiilor cu persoane influente. În prima jumătate a săptămânii va exista un timp favorabil pentru procedurile preventive care vizează prevenirea bolilor cronice. De asemenea, acestea sunt zile bune pentru animalele de companie. În weekend, astrele îți recomandă să uiți toate treburile și să te odihnești bine. Recuperează-te! În ajunul sfârșitului lunii și primele două zile, stelele dau alarma pentru tine pentru cea mai strictă disciplină. Dacă întârzi la muncă, critica conducerei va fi mai violentă decât de obicei, chiar dacă în fața șefilor tu ești foarte loială. Capacitățile tale mentale vor fi la înălțime, înțelepciunea, nașterea unor gânduri strălucite este posibilă. Cu toate acestea, în ceea ce privește a doua jumătate, poate apărea dificultăți datorită faptului că nu toată lumea va înțelege despre ce vorbești? Evite cuvintele pompoase, metafore profunde și terminologie profesională îngustă. Încearcă să explici lucrurile pur și simplu în limbaj comun și vei reuși, după cum susțin astrele situate în casa a șaptea pe astrogramata. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac! Ai acumulat o mulțime de probleme și a venit timpul pentru a le pune în ordine. La locul de muncă, acordă atenție sfaturilor calificate. Poate că nu știi la fel de mult pe cât crezi. Pentru multe dintre voi, comunicarea pe internet și călătoriile sunt activate în această săptămână. Poate că vei întâlni oameni interesanți care te vor învăța foarte mult. Acest lucru este valabil mai ales pentru cele care își construiesc sistemul lor de valori morale și etice și caută să fie egale cu oamenii. Cel mai bine aspectată este prima jumătate a săptămânii. În aceste zile te vei putea întâlni cu un membru al sexului opus cu care ai putea avea o relație romantică. Cel mai probabil cunoștința va avea loc pe internet sau în timpul unei călătorii. La mijlocul săptămânii poate fi necesar să îți aperi reputația, să desfășori un dialog intens cu reprezentanții legii. În weekend astrele te sfătuiesc să te abții de la divertisment la sfârșitul lunii februarie soarta îți poate oferi o șansă dacă ți se pare că ceea ce faci nu este vocația ta poți găsi oportunitatea de a încerca în alte zone este posibil ca în această săptămână să găsești ceva care te va face să ai noi înțelesuri și viața să îți joace în culori strălucitoare. Problemele casnice neprevăzute, cum ar fi scurgeri de țef, pauze în frigideri sau mașină de spălat, pot provoca dezacorduri și certuri cu a doua jumătate. Din fericire, deteriorarea va fi ușor de reparat, astfel încât să nu suferi pierderi financiare grave. Dar armonia relației tale poate fi spartă mult timp și poate duce la mai multe situații neplăcute, după cum afirmă astrele situate în casa A8 -a pe astrogramata ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Creativitatea și sete de acțiune îți vor permite să îți îndeplinești majoritatea planurilor. Asigură-te că ți-ai rezervat timp pentru o odihnă. Multe dintre voi în această săptămână vor avea mai multe șanse să se confrunte cu situații tensionate și stresante. S-ar putea să ai probleme cu oamenii din jurul tău, rude sau cunoștințe, dar va trebui să participi activ la rezolvarea lor. Al doilea subiect actual al săptămânii este proprietatea și finanțele partenerului. Dacă ești căsătorită, atunci economiile materiale ale celui iubit pot fi subiectul discuției voastre aprinse. Folosește prima jumătate a săptămânii pentru a rezolva astfel de probleme de bani. Poate că rudele apropiate în această perioadă îți vor oferi suport material și vor lua o parte din costul menținerii familiei. De asemenea, nu este un moment bun pentru a discuta problemele de moștenire. În weekend nu este recomandat să primești oaspeți în casa ta. Sâmbătă sau duminică aleargă pentru lucruri noi în dulap în ultimele zile ale săptămânii, este posibil să observi că managementul a devenit diferit față de tine și acest lucru nu îți va fi plăcut. Stelele îți recomandă să nu acorzi o importanță majoră, să nu încerci să ajungi la cauzele schimbării și să te comporți mai liniștită decât apa sub iarbă. Va dura puțin timp și relația cu șeful se va fi normalizat. Și chiar și atunci nu te gândi să întrebi ce s-a întâmplat cu el, a fost și a trecut. Uite și continuă. Începând cu 24 până pe 28 februarie, se pare că va lipsi încrederea celor care sunt încă singure. Lasă-ți inima să te încurajeze deoarece șansa de a găsi partenerul sufletului tău în această perioadă este foarte mare. Deci, nu te răsfăța în meditații goale, ci acționează. Nu contează cât de puternică este dorința de a solicita ajutor de la prieteni sau rude, încrede-te doar în tine însăți. Singură vei întoarce munții acum. Astrele adunate în casa a cincea pe astrograma ta au venit să te susțină. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, în această săptămână poți fi ocupată cu soluționarea problemelor financiare, planificarea unui buget familial și alocarea de fonduri pentru a face achiziții mari la domiciliu. Astrele, în prima jumătate a săptămânii, te încurajează să stabilești relații cu un partener de afaceri sau de căsătorie. Acum este timpul cel mai favorabil pentru a discuta problemele presante care te-au tulburat mult timp. Relațiile matrimoniale așteaptă o înflorire, vei vedea persoana iubită într-o lumină nouă și vei putea aprecia încă o dată calitățile sale pozitive. Aceste zile poți fi invitată la o nuntă sau o petrecere cu rude sau prieteni. În general, relațiile cu oamenii din jur sunt armonioase. În mijlocul săptămânii nu trebuie să argumentezi sau să intri în conflicte deschise. Acest lucru îți poate deteriora reputația. În weekend nu este de dorit să mergi în excursii cu mașina planetele prietenoase te vor face nerăbdătoare. Vrei brusc un succes rapid, iar această dorință te poate face brusc să te abați de la calea adevărată. Dacă nu dorești să rămâi de căruță, nu lua decizii grăbite, analizează chiar și fundul problemelor care apar și ai grijă deosebită atunci când ai de-a face cu cei care au fost văzuți anterior ca fiind necinstiți. Pentru cele căsătorite, stelele promit dezacorduri minore de motive interne sau financiare. Este foarte probabil că partenerul va arăta o asemenea extravaganță pe care nu o aprobi, ce ce va provoca nemulțumirea ta. Cu toate acestea, situația va reveni repede la normal. Chiar la începutul lunii, iubitul tău te va face fericită cu o surpriză plăcută. Săptămâna întreagă este susținută de un stelium în casa a doua pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Săptămâna, ca de obicei, nu va fi ușoară, trebuie să faci o alegere serioasă. Este foarte de dorit să planifici stilul și modul de comportament pentru a rezolva problema fără excese inutile. Ai grijă cu transferul de fonduri către cardurile bancare, sunt posibile pierderi. Ai grijă pe stradă și manipulează cu grijă obiectele de perforare și tăiere. Multe dintre voi în această săptămână vor trebui să resoluționeze anumite probleme. Întoarcerea la problemele nerezolvate anterior este caracteristică a acestei perioade. În prima jumătate a săptămânii, astrele îți recomandă ajustarea structurii nutriției. Poți afla despre o nouă dietă pe care o poți încerca imediat. Orice proceduri preventive au succes acum. Între timp, la mijlocul săptămânii, trebuie să fii mai precaută în manipularea medicamentelor și preparatelor chimice. Abține-te de la alcool. În acest moment nu poți calcula doza, ceea ce va duce la consecințe dezastruoase. Către sfârșitul lunii, șefii pot extinde are activității tale. S-ar putea să-ți se atribuie o sarcină pe care colegul tău nu a reușit să o facă, și nu contează că nu ai făcut astfel de lucruri înainte. Responsabilitatea va cădea pe tine, dar nu vei eșua. Este adevărat că stimulentele materiale nu vor veni singure, deci tu însăți trebuie să ridici această problemă. Optimismul tău în situații dificile este excelent, dar partenerul care lucrează asupra ta solicită să te uiți la tot ceea ce se întâmplă cât mai real posibil. În caz contrar, printre buchete de trandafiri nu vei vedea probleme reale, pierzi detalii importante, ceea ce va duce la certuri. Dacă ți este dificil să rămâi obiective, cere părerea altora. În special, ascultă-ți copiii. În ciuda vârstei tinere, poți să te surprinde cu sfaturi practice. La sfârșit de săptămână este recomandabil să refuzi contactul cu străinii, după cum te sfătuiesc astrele situate în casa a 10 -a pe astrogramata. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Scorpion, ai grijă de zona profesională. Desigur, distingi între responsabilitățile profesionale și relațiile personale. Nu acorda o importanță deosebită în noilor cunoștințe. Fii responsabilă și disciplinată. Dacă ai promis ceva, fă-o evaluează obiectiv puterea ta. Săptămâna promite multe impresii plăcute. Acest lucru este valabil mai ales pentru cele care se confruntă cu dragostea în aceste zile de primăvară. Nevoie de impresii romantice este în creștere, vei fi optimistă cu privire la viață. Credința în cele bune, împreună cu încrederea în propriile tale abilități, îți vor permite să rezolvi cu succes sarcinele. Principalul lucru este acum să nu te oprești la ceea ce ai realizat și să abordezi în mod creativ și imaginativ alte subiecte. Prima jumătate a săptămânii îți va întări talentele pedagogice, vei reuși în lucrul cu copiii. Mijlocul săptămânii poate fi asociat cu creșterea nevoilor sexuale. Probabilitatea trădării crește în acele cupluri care întâmpină dificultăți în relațiile intime. În intervalul 25-26 februarie, intuiția se va accentua, iar tu poți considera asta paranormal. După noaptea de 26 spre 27 februarie, asigură-te că ai notat ce a fost în visul tău. După ce vei fi descifrat semnificația a ceea ce ai văzut cu ajutorul cărții de vise, vei putea anticipa evenimentele din viitorul apropiat. În zilele de 27 și 28 februarie, fii deosebit de atentă și precaută când lucrezi cu echipamente, imprimante, scanere, computere. Urmează cu strictețe instrucțiunile, în caz contrar va trebui să cheltui foarte mult pentru reparații. Persoana pe care o poți întâlni între 26 și 28 februarie poate deveni profesorul tău spiritual. Ascultă cu atenție cuvintele sale cere să-ți spună în detaliu despre viața ei. Vei învăța multe lucruri interesante și instructive și, probabil, ascultând povestea ei, vei găsi răspunsul la întrebarea cum să acționezi într-o situație care te deranjează. Respectând recomandările sale, îți vei întâlni în curând sortitul. În weekend, astrele situate în sectorul 5 al astrogramei tale îți recomandă să nu vizitezi cluburi de jocuri și evenimente de divertisment. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător Toată săptămâna vei fi ocupată cu rezolvarea problemelor de muncă și a responsabilităților familiale. Șefii îți pot da multe probleme care vor completa îndeplinirea sarcinilor. În plus, abundența treburilor casnice va cădea ca zăpada pe cap. Ca rezultat, te vei simți epuizată din punct de vedere moral și fizic. După a 28-a zi a lui februarie, astrele nu îți recomandă implicarea în afacerile altor persoane. Răspunde la întrebări, dă dar în niciun caz nu începe să faci tu instrucțiunile date altora. Fă-o o singură dată și apoi timp de câteva săptămâni vei lupta împotriva petiționarelor persistenți. Nu lăsa colegiul să îți stea pe cap pe 1 martie. Scuze-te cumva și pretinde toată ziua că ești pasionată de munca proprie. În prima jumătate a săptămânii, astrele îți recomandă să găsești timp și un loc pentru a rămâne în singurătate. Acest lucru este necesar pentru o înțelegere calmă a evenimentelor recente și pentru a aduce echilibrul stării mentale. Fără aceasta, va fi dificil să acționeze în mod eficient și hotărât. Este un moment de regândire a unor acțiuni și de însumare. Poate dorești să schimbi ceva, să reglezi ceva în relațiile cu rudele apropiate și cu familia. De asemenea, în această perioadă îți poți direcționa cu succes energia spre îmbunătățirea casei, achiziționarea de lucruri pentru a crea confort. De joi până duminică este de dorit să inviți oaspeți, precum și să vizitezi rudele apropiate și prietenii. Te rog să conștientizezi că numai tu ești fierarul fericirii și nefericirii tale. Dacă te adaptezi cu o mare îndoială, manifesti incertitudine și indecizie, indiferent cât de favorabile ar fi împrejurările și astrele, nu vei reuși să îți atingi obiectivul. În perioada 26-28 februarie poți primi din când în când cereri din partea rudelor și prietenelor. Cu toate acestea, planetele sunt cu spatele la tine și te îndeamnă să nu te grăbești să ajuți pe alții, ci să abordezi problemele cu tact și cu sfaturi. Simte-te liberă să spui nu și să îți faci mai puține griji despre cine se gândește la tine și de ce. Clusterul de planete din sectorul 10 al astrogramei tale îți este acum un susținător puternic. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn veniturile tale vor crește și în cele din urmă vei respira cu un oftat de ușurare. Un astfel de curs al evenimentelor este o consecință directă a diligenței și perseverenței tale. Situațiile neprevăzute care apar în perioada 26-28 februarie te pot forța la revizuirea planurilor. Nu încerca să reziști la ceea ce se întâmplă. Cel mai probabil, curentul împotriva căruia vei naviga te va aduce pe țărmul fericirii. Simte-te libere să adresezi întrebări clarificatoare atunci când primești o nouă comandă de la conducere. Există riscul că nu vei interpreta această sarcină în mod corect, iar lucrarea se va face în zadar. În prima jumătate a săptămânii poți avea o mulțime de comunicări interesante. Necesitatea contactelor cu prietenei și cunoștințele va crește. Poate că vei întâlni o persoană interesantă care îți poate deschide ochii la multe lucruri. Excursiile și ieșirile în aer liber te vor decongestiona. De exemplu, la un picnic. Poate că vei fi implicată în rezolvarea problemelor altor persoane. Nu trebuie să refuzi deoarece ai o ocazie unică de a obține o experiență nouă care va fi utilă în viitor. A doua jumătate a săptămânii este nefavorabilă pentru cele care studiază. Încercarea de a solicita ajutor colegilor și profesorilor pentru a clarifica întrebările incomprehensibile este puțin probabil să aibă succes. Încearcă să îți rezolvi singură problemele. Această săptămână promite să fie calmă și măsurată în materia infinită a dragostei, fără schimbări în viața personală și evenimente vii. Bine sau rău depinde numai de viziunea ta asupra vieții. Dacă plictiseala te depășește într-un anumit moment, angajează-te cu noua ta afacere preferată a inimei într-o ieșire în parc. Hobiurile te vor ajuta la diversificarea vieții de zi cu zi. 26 și 27 februarie sunt favorabile întâlnirii cu prietenii, deci faceți împreună o mică șuietă într-un restaurant sau cafenea. Ești susținută serios de planetele situate în Casa a doua pe astrogramata? Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Nu fi nervoasă în legătură cu toate flacurile. Pacea interioară și calmul exterior îți vor afecta pozitiv starea. Pregătește-te pentru surprize plăcute în viața ta personală. Cel mai probabil vei întâlni o persoană foarte interesantă și ți se vor scurge nu numai ochii după ea. În ultimele zile ale lunii februarie vei simți nevoie de auto-îmbunătățire profesională ca urmare a faptului că ai constatat că ai rămas țintuită în canoane vechi și gândești într-o matrice, după niște șabloane. Găsește o modalitate reală de a răspunde aceste nevoi? Cu siguranță schimbarea canoanelor la TV nu va ajuta. Este posibil că ai nevoie de o nouă certificare, deci urmărește informațiile despre cursurile și seminariile organizate în orașul tău. Cursuri interesante și gratuite pot fi găsite pe web. În prima jumătate a săptămânii, circumstanțele sunt favorabile pentru rezolvarea problemelor materiale. Vei putea crește nivelul veniturilor și să finalizezi toate activitățile planificate. Poate că vei înțelege într-un final că multe dintre visurile tale megalomanice sunt posibile numai cu suport material adecvat și astfel poți să prioritizezi corect activitățile a doua jumătate a săptămânii ar putea să nu fie la fel de reușită. Stelele îți recomandă prudență să nu faci, să nu spui, să nu te angajezi în ceea ce nu ești cu desăvârșire sigură. De joi până duminică există riscul de a suferi pierderi materiale, de exemplu, din cauza defecțiunilor la echipamente electronice, a pierderilor de bani sau a furtului acestora. Încearcă să nu intri în argumente cu oameni cu influență și cu reputație mai bună ca a ta astrele nu promit succes. După 25 februarie te poți confrunta cu o alegere. Lași viața ca atare sau ei de saga în spate pe care a schimbării. Alege a doua opțiune dacă îți poți împiedica teama de necunoscut și mândria autosuficienței. Nu identifica teama cu un avertisment interior al pericolului. Frica de a părăsi zona de confort te lipsește de mulți dintre cei mai buni candidați pentru mâna ta, avertizează planetele gemuite în sectorul 7 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești nu evita comunicarea, poate că vei dori niște prieteni noi. Fii atentă cu banii, cheltuie mai puțin și nu împrumuta bani de la alții. După 25 februarie va fi posibil să particip la un proiect profitabil care nu are legătură cu locul de muncă principal. Pentru a ajunge la șeful acestui proiect vei reuși în circumstanțe destul de ciudate. Sinte de libere să te ocupi de noile sarcini pe care nu le aveai în trecut. Neptun te va ajuta să faci alegerea potrivită. Verifică de 10 ori informațiile primite în 27 februarie. Pot arăta destul de plauzibile, dar de fapt se pot dovedi a fi false. Stelele te sfătuiesc să lucrezi asupra ta, a aspectului tău și a lumii interioare. Prima jumătate a săptămânii este cea mai de succes. Capacitățile tale intelectuale vor crește. Poate că te hotărăști să-ți reconsideri unele dintre perspectivele tale anterioare asupra vieții. Acesta este momentul potrivit pentru îmbunătățirea valorilor interne, analiza propriilor greșeli și corectarea acestora. Încearcă să abordezi mai obiectiv evaluarea propriei tale persoane. A doua jumătate a săptămânii este nefavorabilă pentru schimbarea imaginii. Încercarea de a schimba ceva în aspectul tău, exemplu, coafură, stil vestimentar, poate fi nereușită și va trebui să revii la imaginea anterioară. Călătoriile sunt bine susținute de astre acum. Poți să apară multe întâlniri, călătorii scurte și noi cunoștințe. Dacă urmărești doi iepuri, nu vei prinde niciunul, spune înțelepciunea populară. Deci, în zilele rămase ale lunii februarie, trebuie să te de decizi la un partener. Dacă ai nevoie de ajutor, contactează-ți prietenii pe 25 sau 26 februarie. Cu siguranță nu vei fi refuzată, mai ales că ești bine susținută pe casa A11 a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!